Vale, ¿cuál es la palabra que tú escuchas más cuando hablan los rumanos? Pula. Pula mía. Se hablan con pula aquí cada... ¿cuántos segundos? A cada rato. Yo también la uso ahora, pula. Pula, pula, pula. În caz că n-ați văzut vlogurile din Columbia, Vali a ajuns acolo câteva zile înainte și spaniola nu era cea mai bună. Și cum le zice acolo oamenii, comandai ceva? Nu, asta a fost în Peru. Deja în când Peru. Am fost în Peru, da. Și cum îi zice? Senorita la bebidas, aurita, por favor, soy muy uscando. Iar ta cât uscalo, care gâtlana uscado. Rup și vorbeam acum de Japonia și zicea că soția lui l-a întrebat câte fete o să fie în tur. Acum, pentru că am luat decizia să mergi cu Vale, înseamnă că o să fie cel puțin 3 fete în tur, ceea ce e bine, că e neplăcut pentru o fată să vină, să fie singură, aia puțin. Stai la masă cu băieții, noi suntem cu pula, ea cu... Ia zi, Marius, ce faci, nu-ți place? Mie ce nu-mi place, mie nu-mi plac românii, ne-a lățeam. Mamă, să vezi, știi că-i tu sunt. Hai, pute, da, vreau. O zi în Zurich, dragi prieteni. Noi tocmai acum am plecat din Winterthur. Ne-am luat un day pass pentru că mâine plecăm către Florența și acest day pass ne-a costat 26 de euro de persoană. Iar astăzi o să ne primăm, avem vreo 5-6 ore de mers pe aici prin Zurich, astfel încât să vedem atracțiile importante, să vedem cum se preinstă orașul. Este pentru prima oară în viața mea că mă aflu aici în Elveția, așa cum bine v-am spus. Și o să ne întâlnim și cu niște români foarte simpatici care locuiesc aici în Zurich și cu unul dintre ei am fost în turul prin Columbia, respectiv Peru, și cu ceilalți merg în Japonia. M-am gândit să vă fac și eu un cadou pe platforma mea specială și astăzi, pentru prima dată de când sunt pe acea platformă specială, vă fac o reducere de 10% pentru a vedea conținut nou. Video nu o să fie foarte mult public aici pe canal. Prima chestie interesantă care mi se pare aici în Zurich e dată de faptul că zona în care se află gara nu este o zonă nașpa, sau cel puțin nu se vede, nu pare a fi o zonă nașpa. În general, așa cum bine știți, gările sau zonele care, în care se află gări în orașele foarte mari sunt zonele nașpa, cum a fost și în Milan, cum e și în București, gândiți-vă la zona aia din gara de nord. Deci pe acolo e foarte, foarte nașpa și am văzut că treaba asta plecă la toate orașele, dar aici, gândiți-vă că e mișto, asta este exact, nu știu ce, un auditorium, habar n-am ce. E un muzeu acolo, nu o să intrăm. Dar gândiți-vă că locul acesta se află exact lângă gară, bă. Ceea ce e cel puțin interesant. Am și găsit primul râu, apă, habar n-am ce chestia asta de aici, dintr-un oraș mare. Bă, nu este murdar apa. Adică dacă n-ar fi curentul ăsta, vreți că se mișcă destul de rapid. Dacă n-ar fi curentul, ai zice, bă, se poate nota aici, cel puțin la o primă... Așa, o primă vedere. De exemplu, cum e acolo în Londra sau chiar și în Paris. E oribil, nici nu poți să te gândești să te apropii de apă, dar aici chiar arată bine. O altă chestie care mă lovește la acest oraș este curățenia. Încă n-am plecat din zona gării, vedeți acolo frumos gara în spate. Și foarte, foarte curat, frate, deci extrem de curat. Capitala mai curată ca asta n-am mai văzut, poate în... poate Oslo să fie la fel, cel puțin zona centrală, curat și frumos. Eso es para vos, mi amor. Dar pe cine avem aici? Îl avem, ne-am întâlnit pe stradă cu domnul Vali, așa din întâmplare. Pe Vali l-ați văzut acum câte luni am fost mânturi? În... Două. Februarie-martie. Februarie-martie, da. Ați văzut că n-am fost în Columbia și în Peru. Cum te simți, Vali, la două luni? Ți-e dor de America Latina? Sincer să fiu, de Peru nu prea, dar Columbia da. De Columbia ți-e dor? Da, și din noiembrie se începe să zboare din Zurich, zboruri direct, de Bogota. Că și mai repede. Și da. Te duci sigur, da? Da, da, da. Te-ai conectat cu da, Columbia, da? Perfect. Ah, che bueno. Suntem acum, cum se numește, cum e la zona asta, Vali? E centru, nu? Orașul vechi. Orașul vechi, da. Old Town, Altstadt. Da. Altstadt. Așa, aici Altstadt, da. Îmi place că sunt străduțele astea foarte mici, dați-vă cât de drăguțe pot să fie.
străduțe, steaguri. Da, cred că puneți mâine și pe aici, facem dreapta. Stai, să fac ea. Auzi, Vali? Dar tu când te întorci acasă de aici, nu ți se pare că e gratis totul acolo? Că e discrepanță enormă de la Moldova, mă refer la prețuri. Bă, nu știu cum să zic, nu mai înțeleg prețurile acasă, știi, că ele permanent cresc și nu atrage. Nu mai au sens, nu te mai uiți. Adică cât este asta, asta e. Mamă, și ai un view de aici, frate, unde zice, da, uite, spune ce păsări poți să vezi, ești nebun? Bine, nu că mi-aș da seama dacă le-aș vedea. Și aici în față e o catedrală, biserică, ceva mare. Super frumos. Am mai văzut o milfă frumoasă. Vi le arăt ca să fiți fericiți. Să vă bucurați ochii. Și uitați cât de frumos și cât de curat poate să fie aici, frate. Absolut demențial. Și acum e și perfect pentru poze, că nu ai soare la care să-ți rupă capul în două. Blană. Și mie orice oraș, orice capitală care are acces la apă, știți că mă câștigă instant. Iar aici se vede genial, sunt și, cum îi zice, mă, care e preluat de la lebădă? Lebede, nu? Nu lebezi. Lebezi, mă? Lebei, mă? Încearcă Vali să explice Valeriei de pom ăsta. Eu nu sabia cum se cheamă în rumană, el sabe el nombre de eso. Digo, cum o haces la traducción en español, por eso. Auzi? Cum se numește asta, mă? Caștan. Caștan. Castan. Castania. Soy un bruto. Soy un bruto. Un bruto. O problemă majoră pe care am avut-o în Europa, frate, este că am vrut să mai ajutăm artiști deja stradal cum e tipul asta, dar noi nu umblăm cu cash niciodată. Deci nu avem cash niciodată la noi și atunci asta e o problemă. Aseara a fost tare că la nu știu dacă ați văzut vlogul anterior, la festival nu am putut să plătim. Am avut doar că am avut euro la mine, că mi-a zis ăla, nu poți să plătești cu cardul, doar cash sau doar o aplicație. Cum îi chema aplicația aia? Twint. Un fel de Revolut, nu? Da, așa. Da. Altfel nu aveam cum să plătim și am avut noroc că am plecat cu 50 de euro de acasă și am putut să plătesc. Două ginuri, 35 de franci. Adică cât? 37 de euro. Bravo. O tebe este care? Este caracter. Este iubire. Tebe să nu знаеš. Не знаю такой. Да, тоже предъявляем, она бля и тело оставь, куда пойти до измерения, куда пойдёшь? Сейчас мы обучаем. Și aici am ajuns, este opera din Zurich, opera la care sora mea a dansat în anul 2014 sau pentru 2 ani de zile și pur m-a lăsat opera de aici pentru a se duce în Birmingham, pentru dragoste. Ia întrebați acum pe sora mea, se scrie sora mea pe Instagram, Daria, ce părere ai despre decizia pe care a luat-o acum aproape în urmă cu 10 ani să lași opera din Zurich pentru Birmingham? Și o să vă zică, clar că evident că îi pare rău, este, una este să trăiești în Birmingham, alta este să trăiești în Zurich, evident. Dar pentru dragoste ce nu face omul? Nu? În caz că n-ați văzut vlogurile din Columbia, Vali a ajuns acolo câteva zile înainte și spaniola nu era cea mai bună. Și cum le zice acolo oamenii când comandai ceva? Nu, asta a fost în Peru. Deja în Peru. În Peru, da. Și cum îi zice? Senorita la bebidas, aurita, por favor, soy muy uscando. Iar ta muy uscado. Uscalo, care gâtlană uscado. Mergem acum către un restaurant, uite, autentic kai, Thai kitchen, mă. Cât de frumoasă este străduța asta, o vezi așa, blană. Și ajungi într-un square, sau mai bine spus, una plața, ca să-i zicem așa. Mesul și spa-ul și să se închid pentru renovare, 3 luni. Hai să împingem masa asta. Mă trebuie să stai, vedem dacă poate erau rezervate. Păi, dar eu am rezervare făcut. E știu, dar poate ne-am pus altă masă de aia. E, ciuciu, nu cred că-ți... Că nu vine nimeni. Vine.
început din ăla, cred. Nu? Da. A, da. Foi minut un bit. Ce n-ai scris, ce să... Nu, dacă ce vreau să beam. A, dacă ce vreau să beam. Așa, el este Marius și vine prin turul prin Japonia, doar că el face și o chestie mișto. Unde plecați înainte? Zburăm spre Singapore în 15 iulie. Așa? După care, nu știu, de acolo aș vrea să mă convingi sau să o convingi pe doamna să nu ne luăm troller. Că eu nu vreau. Deci tu nu vrei cu troller. Nu, eu vreau să plecăm tot mai departe, să ne cazăm tot mai departe, mai departe, mai departe. Ok, și nu cumva să vină, să vadă da. Să vadă, să-i aduci niște argumente, să... Să nu ia trollerul. Cum o cheamă, ziua tu? Ramona. Ramona. Deci, așa, Ramona, Iolanda. Să nu iei trollerul. Înțelegi? O să trimite un mesaj fake acolo să zic, nu, trebuie să vii fără troll. Și n-am văzut aici domnul Vale, care a fost în turul din Columbia și Peru și sper să nu împartă informații negative către cei care vin în tur. Că zice, dacă îmi scrie până, bă, nu mai vin că suntem obosiți, suntem alea, știi? E clară combinație, e clar că i-a zis și eu, i-a zis Vali, cum a auzit ăla, băi, bă, nu te du, mă, cu ăsta, că nu știu dacă o face pe acolo. Încă nu. Da. Încă nu. Ce pana mea asta? Asta vrei tu? Nu, eu nu ies. Să te prezinte. Să te prezinte și să alegi de care steak vrei. So, of the each other? Yeah. Other English? You get all the three dry ages, like the porter, all the T-bone steak, the bone ribeye, and the new... Adică s-au decis să știi aici, să luăm carne sau nu știu ce, faci toate combinațiile, vedem ce iese, habar n-am ce o să mâncăm. N-am nici cea mai vagă idee. A zis Vali, hai mă, luăm asta, nu-i nimic, ce contează. Zi mă să aducă vaca întreagă. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Que estamos eligiendo carne argentina en Suiza. Suiza. La mejor carne está... Es argentina. Sí. Me da risa eso. Es como gracioso. Hoy no te dije, tengo que decirte igual, que eres la más linda del mundo. Que eso es la promesa que te hice el primer día, ¿no? Y tengo que cumplir las promesas. Mucho hurto. No. Mucho. Hurto. Hurto es robar. Adică furi. Hurto. Mucho. Nu e bine să ieși la România asta cu furatul. Nu e. Nu se pupă. Hai, noroc. S-a alăturat grupului și domnul Florin. Trebuie să te bag aici pe grup. Așa. Tu de unde ești de loc din România? De unde ești? Din Arad. Din Arad? Sibiu. Din Sibiu. Nu sunteți chiar. Adică cumva tot așa în partea aia. Tot vestică, moroles. Și de cât timp stai, Florin, în Elveția? 2 ani și jumătate. 2 ani și jumătate. Tu, Marius? 2 ani fără jumătate. 2 ani. Deci nu mai sunt un an jumătate, ai 2 ani fără jumătate, da? Și o să întrebe băieții ăștia acum, până vine mâncarea, să-mi zică fiecare o chestie negativă la Elveția. Ce faci, nu-ți place Valea la Elveția? Stai să mă gândesc. Următorul. Aveți? Știe careva ceva? Băi, țara terminelor, orice trebuie să faci, trebuie un termin. Dacă ce la... înseamnă ce sau termin? Programare. Programare. Dacă mergi la primărie, trebuie programare, vii la restaurant, trebuie programare, mergi la frizer, trebuie programare, mergi la doctor, trebuie programare, oriunde mergi, trebuie... Da, mă, că tu ai zis că trebuie să rezervi aici și mă gândeam, bă, nu suntem... Nu, cinci, pula mea, nu putem să apărăm și gata, ce? Păi, da, vezi că e weekend, e vineri seara și de asta. Cred că din cauza asta. Aha. Ia zi, Marius, ce faci, nu-ți place? Mie ce nu-mi place, mie nu-mi plac românii în Elveția. Mamă, să vezi ce ai dus? Adică nu-i place, am vreo 700 de masă asta sau mă apă? Glumesc, e foarte scumpă sănătatea. Sănătatea? Asigurările. Asigurările de sănătate sunt foarte scumpe, stomatologia te rupe. Rest, eu n-am găsit nici... În comparație cu Germania, Germania e... Nu se compară la nimic cu Elveția. E next level Elveția, la în toate capitolele. Deci, Elveția e peste Germania? Mult peste, nu se compară. Voi ați mai lucrat și în altă parte sau ai venit pe Vinti? Eu nu. Pe Vinti direct aici, cu Florin? Eu am venit direct aici, șofer tir. Direct aici, aha. Din câte știu, o Spania are cel mai bun sistem medical, nu? Dar și în Germania e ok, pentru că în Germania e totul gratuit. În Germania te duci la stomatolog, ai totul pe asigurare, nu plătești nimic. Aici? Aici totul aici, costă. Aici, orice vrei trebuie să plătești. Trebuie să-ți faci extra la asigurare, să plătești extra, să-ți adaugi. Da, plătești. Dar dacă ai o asigurare bună... Dacă ai o asigurare bună, plătești 1000 pe lună. Nu, mai puțin. Pentru o asigurare bună, plătești 1000 pe lună. Mai puțin, mult mai puțin. 400-500, dar depinde. Dacă începe să se certe aici. Am o întrebare, există vreun loc unde, știți cum e, că de obicei în România sau în alte țări, zici, bă, mă duc și eu în vacanță în țări, sau nu, oamenii zic, bă, mă duc și eu în vacanță în țări care, că mă...
dacă mă duc în afară, că o să cheltuiesc mai mulți bani în concediu decât cheltuiesc dacă mă duc aici. Există vreo țară, când pleci din Elveția, zici, bă, mă duc acolo, o să cheltuiesc mai mulți bani decât cheltuiesc acasă? Adică o țară care să-ți se pare mai scumpă? Nu cred, nu. Eu, de fapt, noi am fost în vară în Italia. Ok. Portofino, Amalfi, foarte scump. Dacă te duci să mănânci chiar acolo unde e miezul, mai scump decât în Elveția. E mai scump decât în Elveția, nu? Dacă mănânci chiar acolo, pe... În loc turistic, da. În Portofino, să da. Te... Da. Zi. Nu, doar din ca Japonia, Norvegia, cred că e la același nivel, dar așa nu, poate Islanda. Nu, no, nu, no, nu, no, no, o să vedeți, în Japonia nu, n-are nicio legătură cu cei aici. E bine, bine, tu ești în Zurich aici, nu? Bă, da, aici ești în Zurich, dar pe de altă parte, dacă mergi pe ideea, hai să mă duc să mănânc la un restaurant în mijlocul Tokyo-ului, care să fie ceva din ăsta cu stele Michelin, o să te spargă pe mine și pe Mihai când ne-a dus atunci Ana, tipa aia din Japonia, da. O fată de nota 10. Ce? It's up. Agua? Si. Congas. Nu, nu, nu. Ah, una mare. Da. Una grande. Si. Da, ok, ok. Valesc că și acum se gândește la care e punctul negativ. O să am eu o întrebare care cumva pleacă din întrebarea pe care am pus-o mai devreme. Deci nu, nu, în Japonia, de exemplu, când am fost acolo și ne-a dus Ana, era, nu știu, cred că 200 și ceva de euro de persoană, dacă noi nici nu știam, ne-am să mâncăm peștele ăla, nu știu ce, dar repet, era o chestie, peștele ăla e blowfish-ul pe care dacă îl iei tu să-l faci, până mai murim, că nu știm să-l faci, adică sunt, și restaurantul era specializat pe chestia asta. Dar așa, nu, mi s-a părut mult mai affordable Japonia pe aici, nu știu, de ori mai ieftin. La un nivel, așa. E o țară scumpă, dar eu nu am simțit, adică cum o simt aici, de exemplu. Păi no, da, niciun caz. Cea mai scumpă țară probabil din Europa și în cel mai scump oraș din țara respectivă. Da, dar asta zic și că dacă și pe centru. Da, asta zic, dacă compar cu Tokyo, mie nu mi s-a părut Tokyo, adică azi am dat 26 de euro pentru două persoane un day pass pe tren, ceea ce mi se pare enorm, mie zic, da? Da, da. Mi se pare mult. Aici, în Elveția e foarte scump trenul. Foarte scump. Dar ce am observat în ăștia 2 ani de Elveția, că dacă aici, de exemplu, mânci o friptură cu apă, te costă 40 de franci, dacă o mânci la 3000 de metri altitudine, în vârf de munte, tot atâta. Da. Dacă bei o apă no, cu bere aici, ai 6 franci, în vârf de munte sau la pe plajă, oriunde mergi, tot 6 franci. Noi mergem foarte mult pe munte și am mers într-un unele locuri unde nu se face aprovizionarea doar cu elicopterul. Nu poți să meargă, e doar o cărare până sus. Și prețurile sunt la fel ca aici în oraș. Da. Prețurile sunt la fel. Da. Eu am mâncat, o să-ți arăt pe telefon, am mâncat un T-bon, mi-a arătat acum ăla și mi-a arătat mai mare, undeva la Țărmat, sus de tot, 50 de franci cu tot cu garnitură. Aha, ok. Deci Zurich e mult mai scump decât dacă te duci și Țărmat e o stațiune scumpă, dar nu se compară nimic cu Zurich. Bine, dar depinde gramajul. Eu nu sunt de acord de Zurich cel mai scump. Da, e scump, dar plus minus sunt aceleași prețuri. Geneva, Zurich, St. Gallen, poate puțin, da, nu știu, 5%. Nu întrebarea se pune, peste 5 ani te vezi tot aici? Da. Sigur. 5 ani, da, da. Trebuie să te gândești că vrei să... Scuze, trebuie să te gândești că vrei să progresezi și nu știu dacă ai unde să mai mergi de aici. Asta voiam să zic, da. Nu știu, n-am fost în partea nordică, n-am fost atent la întrebare. Te vezi peste 5 ani aici? Da, cu siguranță. Numai dacă se naște o țară mai bogată ca asta. Dar nu, că prea ai șanse, unde să vezi? Mamă, bine. Am că se vede frumos. Pentru mine. Lemon salts from Cyprus. Mama, lemon. Okay, nice. Qué rico. The other one is vanilla salts. Vanilla salts, okay. Vanilla salts. Wow. Wow, reașnez că sara asta e 50 de euro pe kilogram. Mira, mi-am mordit. Ok, esta cosa e 50 euro por kilo. Pero qué es? No sé, tienes que probar. Un sal especial, pero no sé exactamente. Es como ahumada. Como smoked, sal ahumado. Ok, smoked. Uite, și-o aici. Ți-a venit mă sau mai venit cu el de acasă? Nu, l-a adus. Vreau tomar un foto. Uitați-vă om educat, are gumă și a chemat să-i aducă șervețele. Și ce am zis eu? Aruncă bă pe jos, așa se face. O arunci pe de jos și-o... plac românile lor. Bun asta. Okay. Valeria, vamos a ver. Como Argentina. Veniendo aquí, probando carne de Argentina, aquí.
en Suiza. ¿Qué tal? Debo decir que está increíble, que yo nunca comería esto así que parece que está vivo, pero está increíble, delicioso. ¿Sí? Sí, increíble, de carne de Texas, no de Argentina. Steakul este din Texas. Nu, 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 e combinația, e și din... Nu, așa e, nu, n-au din Argentina, asta e din Texas. Ah, nu, nu, e din Argentina, e de Texas, e carne. E Estados Unidos. Ah, ok. Ia uite. Tu ce ți-ai luat acolo? Wagyu. Ah, Wagyu ți-ai luat? Frumos. Corect. Corect, regulamentat. A, știu Vali unde ne aduce. Vali, așa, pe ăsta, atâta poate. Uite, ce-am acolo? Te întreb dacă vrei. Dacă vrei. Oh, pardon. Oh, it's okay, it's okay. Ya. Ya, uitați de ce? Porque es Valeria tan feliz porque el chico le dio esa sal. Ce sare zice, mă? Ah, sare afumată, mă. Ahumado, ¿no? Ahumada. Ahumada. Sí, pero de Suiza. De Suiza. Eso tenemos que usarlo cuando cocinamos allá en Ushuaia, ¿no? Sí. Exacto. Vale, ¿cuál es la palabra que tú escuchas más cuando hablan los rumanos? Pula. Se hablan con pula aquí cada... ¿cuántos segundos? A cada rato. Yo también la uso ahora, pula. Pula, pula, pula. Momentul cel mai neplăcut. Eu am o teroare de momentele astea, când cel puțin când sunt în tur. E haos, frate, să mor. Deci nu știu cum să calculez, cum e. Tot timpul probleme. Ca să faceți o dietă, tot ce am mâncat azi a fost 500 de euro aici. Eu am mai citat o apă și un pomes. Ca să fie lucrurile clare. Eu carne, deci am 85 plus vinul 65, ce mai bag aici? Câte vinul 65? Nu, deci am făcut bine o comparație aici. Vali, cât am dat aici? A fost? 505. Hai să desfac beteala. Da, ia, desfaci betele. 500... Stai, stai, stai cu întrebări pe Vale. Vale, cuánto crezi că fue todo que comimos aquí? Ah, no vi los precios. Adivina. 500. Ce 500? 500 euros. Ah, si. Da, frate, a nimerit. Si. Sí. 500 euros. E, si, 50, 60, 60. 500 euros. Uh-huh. 500 euros, cuánto es eso en pesos? Me dijiste que es más que el 200, dólar. 200,000. Claro, si, sí, 200,000. 200,000. Deci două stâni, se-am bat pe ăla. Carnea asta cât costă în... Claro, claro. ¿Cuánto pagarías por esa carne allá en Argentina? No, no sé, 5 veces menos. No, olvídate. O sea, comemos por capaz 10, así como comimos 16 mil cada uno. Deci așa se mănâncă aici, mănâncă 6.000 de persoane, 6.000 de persoane, nu 16.000 înseamnă $40 de om, maxim. Nu, este $40, nu? Per persoană. Și aici dublu. 85, dublu. Dublu a fost, da. Da, 85. No, pero por menos, vale, menos de 16.000 en cuentas. No, con los tragos y eso. Ah, con todo, todo así. Sí, sí, todo igual. Todo no, igual. 16. 16. Sí, carne. Ok. Marius a zis că își face și el pomană cu noi și ne duce până acasă. Pe cât timp? Da, pe cât 11, practic? Stai că mă uit pe bon, la cât am intrat, nu știu. Trebuie să fie cât o oră, jur, nu cred că am mâncat mai mult de 2 ore, mă. N-are cum să fie mai mult de 2 ore. Ți-a fost cu limba aici, cu adaptată cu limba? Greu? Nu chiar atât de greu, a fost mai greu în Germania. Fiind prima oară în Germania, așa. Aici am reușit, doar că nu îmi place dialectul lor. Un fel de moldovenească de peste Prut. A, da? Care, da, îți rupe gândirea. Și acolo ai lucrat la fel în Germania, ca bucătar. Da, tot Mexican. Bucătar. Câți ani ai tu? 21. Nu te cred. 35 fac anul ăsta. A, 35. Da, frate, suntem așa în same age group și vorbeam acum de Japonia. Și zicea că soția lui l-a întrebat câte fete o să fie în tur. Și acum, pentru că am luat decizia să mergi cu Vale, înseamnă că o să fie cel puțin 3 fete în tur, ceea ce e bine, că e neplăcut pentru o fată să vină să fie singură, aia puțin. Stai la masă cu băieții, noi suntem cu pula, ei cu... Auzi? Noi suntem cu pula. Mă mor. Marius, de obicei, în momentul în care te referi la prețurile unei țări sau chiar la salarii, este bine să te referi și la cheltuielile țara respectivă. Acum, aici cum e presupun că se câștigă bine, dar și cheltuielile sunt mari, nu? Sau cum e? Păi, ca să-ți faci o idee, din... două salarii lunare,
ajungi să pui deoparte, fără să-ți iei nimic de la gură, ajungi să pui deoparte mai mult de jumătate de salariu. Gândește cât ar veni asta la un salariu din România. Ar fi, nu știu, 2000 de lei poate. Cam așa, cam 2000 de lei. Aici noi punem 4000 deoparte, de franci, lunar. Da. Da, tare. Pentru românii care se gândesc, bă, mi-a plăcea să mă mut în Elveția sau mi-a plăcea să vin aici, să fiu aici, să lucrez, ce le-ai spune așa, ca un sfat, ca o părere personală, banii pe care ai pregătit? În primul rând, pentru românii care vor să vină aici, caut bucătar care să știe germană. A, da, pe bune? Deci asta pe bune, e da, avem nevoie, da. Cred că peste tot se caută oricum. Da, nu știu ce să zic, e greu, dacă știi limba, nu ai probleme, îți trebuie doar locuință, dacă ai locuință, îți găsești loc de muncă. Dar chestia că e legate. Nu-ți dă nimeni locuință fără loc de muncă, nu-ți dă nimeni loc de muncă, deci, fără locuință. Pe bune, da? Da. Dacă trebuie să vii să locuiești la cineva aici, până te angajezi. Altfel nu prea poți să intri. Ah, deci îți trebuie una din două, da, ca să poți. Și ele să sunt legate. Aha. Ce tare, interesantă chestia asta, nu știam. Îmi povestea acum Marius despre o situație în care s-a luat cea mai mare amendă rutieră ever. Da, da, dar trebuie să, nu știu, nu mai țin minte exact cifrele, dar către 1 milion de euro. Aha, și ce ai zis, că aici se dă amendă? Se dă amendă în funcție de venitul pe care l-ai. Adică dacă ești milionar și ai venituri de, nu știu câte, 200-300 de mii pe lună, dai pe o amendă de 10 km în plus, dai poate 1000, 2000, nu știu. Dacă câștigi 5000 pe lună, dai 100 și ceva de franci. Aha, deci e cumva direct proporțional cu salariul. Păi da, ca să iardă și pe aia care au, că așa dacă aș fi milionar, m-aș duce cu tot cu 100 prin oraș, că ce contează, da? Ce contează, da? Pe zi, nu mă afectează, da, 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 make sense.